Este un eveniment important pentru Republica Moldova, pentru majoritatea agenților economici. Este vorba de prima ședință de lucru în cadrul și conform memorandumului care a fost semnat în luna aprilie între Republica Moldova și Uniunea Euroasiatică. Eu rămân pe poziția mea fermă, consider că noi trebuie să colaborăm cu toți, și cu Estul, și cu Vestul. Noi trebuie să avem relații bune și cu Uniunea Europeană, și cu partenerii tradiționali. În luna aprilie am semnat acest acord. În luna octombrie sper să obținem statutul de observator în cadrul Uniunii Euroasiatice. Credeți că veți avea dificultăți în punerea în aplicare a acestui acord în condițiile în care guvernarea nu este de acord cu semnarea lui? Acest acord nu presupune implicarea într-o formă directă a celor de la guvern. Acest acord presupune consultări la nivel de experți, de agenți economici, pentru a depista care ar fi problemele pentru agenții economici de a merge pe piețele din Uniunea Euroasiatică. Este o piață enormă, este o piață de produse agroalimentare de circa 10 miliarde de dolari anual, consum, import, care ar putea fi exporturi din Republica Moldova. Dar premierul Filip spunea că nu are nicio valoare juridică acest acord și statutul de observator îl cere guvernul și nu președinția. În primul rând, în ceea ce ține de valoare juridică, pe mine mă interesează. Ceea ce face este pe mine mă interesează mai mult valoarea practică și deja valoarea practică este. Și agenții economici din Republica Moldova simt acest lucru prin creșterea volumelor de export, prin crearea locurilor de muncă. Am spus deja, în primul trimestru anului curent, creșterea exporturilor cu peste 40%. Presa străină vorbește despre faptul că experții Comisiei de la Veneția ar fi împotriva, ar considera nepotrivit transformarea. Noi am primit... Dacă va fi oficial, aviz negativ. Noi am primit proiectul avizului la Comisia de la Veneția, pentru că suntem coautori, într-o formă sau alta, deoarece eu am venit cu conceptul acestei abordări de sistem mixt, în care 50 de deputați aleg pe liste de uninominale și 50 pe liste de partid. Noi avem acest aviz, îl examinăm. Săptămâna viitoare, la ședința de la Veneția, va participa consilierul președintelui pe domeniul juridic, domnul Maxim Lebedinski. Examinăm fiecare propunere în parte, fiecare argument de îmbunătățire a proiectului. Ceea ce poate fi luat în calcul va fi luat, dar noi vom insista pe votarea proiectului care a fost inițiat de Partidul Socialiștilor la propunerea președintelui țării și vom vota acest proiect. Va avea susținere în Parlament sau nu, vom vedea, dar cel puțin fracțiunea socialiștilor, eu sunt fier convins că va susține proiectul care a fost înaintat cu unele modificări de îmbunătățire, bineînțeles. Da, domnule președinte, dar ca să retrageți acest proiect dacă avizul este oficial negativ? Avizul nu poate fi negativ. Dacă ați văzut acest proiect de aviz, este scris foarte clar că ține de dreptul suveran al statului de a lua o decizie în acest sens. Și se dau mai multe propuneri de recomandare. Vom vedea ce propuneri pot fi luate în calcul, ce propuneri nu pot fi luate în calcul. Însă nimeni din exterior nu poate să ne indice nouă unui stat suveran ce să facem. Dacă noi vom considera, din punct de vedere politic, că este corect și cetățenii așteaptă acest lucru, să aprobăm un proiect de lege, acesta sau altul, noi vom merge cu această abordare. Domnule președinte, anterior, dumneavoastră spuneți că dacă avizul Comisiei de la Veneția va fi negativ, atunci veți renunța la acest proiect. Mi-aduc aminte foarte bine. Noi am spus, inclusiv la emisiunile la dumneavoastră, la postul de televiziune, că atunci când va veni un aviz, un aviz nu poate fi pozitiv sau negativ. Bine, cu avizul... Avizul nu poate fi pozitiv sau negativ. Avizul vine cu recomandări. Noi vom încerca să introducem majoritatea recomandărilor care sunt propuse de experții de la Comisia de la Veneția. Vom veni cu argumentele noastre săptămâna viitoare. Dacă nu greșesc, în perioada 14-16 la Veneția va avea loc ședința întâi grupurilor de lucru, mai târziu ședința plenară a Comisiei de la Veneția, unde vom vedea care va fi decizia. Vreau să vă întrebăm și despre revenirea la Cuciurgan. Ieri Maia Sandu spunea că revenirea la Cuciurgan înseamnă, nu este decât o mare împărțeală, face parte dintr-o mare împărțeală dintre dumneavoastră și domnul Vlad Plahotniuc, a funcțiilor și a intereselor. A început să se priceapă și în energie electrică? Au zavalit tot cu bacalaureat, acum s-a ocupat de energie electrică? Trebuie să ocupe fiecare de ce cunoaște mai bine, eu așa consider. Dar haideți să vă dau un comentariu în ceea ce sunt de energie electrică. Important câteva lucruri. 1. S-a obținut un preț mai jos. Până la 1 aprilie,
Republica Moldova cumpăra energie electrică de la Cuciurgan la un preț de circa 0,5, dacă nu greșesc, eurocenți. După aceasta s-au propus diferite contracte, s-a semnat un acord cu Ucraina. Acum s-a propus, din câte cunosc eu, un preț de 0,45, care este mult mai jos decât contractul care a fost anterior. Unul la mână. Și lucrul ăsta este important. Doi, este important că acordul semnat e fără intermediari. Anterior era un intermediar, un offshore, care obținea 6 cenți, dacă nu greșesc, 0,06. Acum, după discuțiile care le-am avut eu cu Krasnoselski, și în ianuarie, și în martie, și alte discuții care le-am avut parcursul ultimilor săptămâni, am reușit ca acest acord să fie fără intermediari. Offshore nu este. Este producătorul de energie electrică și este consumatorul din Republica Moldova. Trei, evident că în tot ceea ce ține de semnarea acestor acord a fost și în vizorul nostru. Eu am discutat acest subiect de mai multe ori. Și cu domnul Rogozin. Și cu domnul Rogozin inclusiv și cu altă lume. Am discutat și cu cei din guvern. Eu cred că acest lucru este un lucru, un pas bun. Eu sper că acest pas, acest acord ar putea duce la, și la, de ce nu, la reducerea unor tarife pe inter. Pentru că atunci când a fost semnat acordul cu Ucraina, s-a majorat tariful, vă aduc aminte. Acum prețul este mai jos, ar fi logic să vedem, poate sunt rezerve, să micșorăm tariful și consumatorii finali, persoanele fizice, juridice, să plătească mai puțin. Acesta este scopul. Nu căutați alte lucruri. Pentru că, încă o dată, nu sunt intermediari și prețul este mai jos. Totuși, consumatorul trebuie să simtă acest lucru, sper, prin reducere tarife. Unii experți afirmă că în acest mod se vor acumula datorii la gaz. La gaz, în general. Dumneavoastră ați vorbit pentru producerea energiei. Această datorie la gaz. Partea dreaptă, partea dreaptă a Nistrului are acele datorii curente la gaz, care se achită la moment. Noi niciodată nu am achitat, nu achităm și nu vom suporta acele datorii pe care le are stânga Nistrului față de Gazprom. Haideți să spunem punct aici. Și lucrul acesta vă spun în calitate de președinte al țării și vă spun cu ferm că cetățenii Republicii Moldova nu vor achita consumul de gaz al Transnistrii care nu a fost achitat în parcursul ultimilor 20 sau 25 de ani. Acele 6-7 miliarde de lei. Atunci când o să ajungem la soluția politică, trebuie să găsim un consens. Sau se anulează această datorie. Eu am vorbit acest lucru și la nivel de Gazprom, și la nivel de conducere politică a Federației Ruse. Să fie foarte clar poziția noastră. Noi nu putem să achităm ceea ce ne-am consumat. Acum, dacă e să vorbim de gaz, ați văzut probabil în comunicat de presă că am avut o întrevedere și cu domnul Miller, președintele Gazpromului la Sankt Petersburg în cadrul forului economic. Deschid parantezele, am discutat anterior și sper că vom reveni la această discuție pentru a obține un preț mai ieftin pentru consumatorii final. Ideal ar fi de la 1 ianuarie 2018. Evident că scandalurile diplomatice din ultimul timp nu favorizează obținerea unei astfel de înțelegeri. Dar lucrul ăsta ar fi important pentru consumatorii finali. Domn președinte, ultima întrebare. Păi, totuși, până la urmă, experții spun că datoria aceasta va crește dacă vom cumpăra în continuare datoria Chișinăului, datoria noastră, cetățenilor Republicii Moldova, nu va crește. Bine. Noi avem consumul curent, avem un tarif care îl achităm, avem unele datorii curente care, la momentul de față, din câte cunosc eu, se achită. Sarcina mea e să obținem un preț mai jos de la Gazprom, care sper că va fi real în timpul apropiat. Și că acest contract este, adică ar fi favorabil Moscovei, că Moldova să... Uite, eu ProTV-ul comparativ cu restul. V-am invitat înăuntru, v-am dat interviu înăuntru. Avem totdeauna mai multe întrebări. Bine, vă mulțumesc.